Astăzi facem clasamentul celor mai bune alimente pentru slăbire. Nu-mi place să mă uit la mâncare ca bună sau rea, dar în contextul procesului de slăbire sunt alimente care o să facă tot acest proces mult mai ușor. O să mergem după trend și facem tier list și o să avem S tier, care o să fie cele mai bune alimente pentru slăbire, după care o să avem A tier, care o să fie alimente bune pentru slăbit, o să avem B tier, care înseamnă ok, după care o să avem C tier, care nu sunt cele mai bune alimente pentru slăbire, și o să avem F tier, pe care nu ți le-aș recomanda să le consumi atunci când încerci să slăbești. Și o să avem 4 criterii în funcție, după care o să alegem aceste alimente. Primul criteriu, să fie bogat în fibre, deoarece fibrele o să ne ofere sațietate pe lângă alte multe beneficii cu care ele vin. După care, aceste alimente trebuie să aibă o densitate calorică mică și să aibă un volum mare, pentru că la fel o să ne ofere multă sațietate. După care, alimentele trebuie să fie și dense, nu caloric, în nutrienți, deoarece mă interesează și calitatea mâncării pe care o consumăm, nu doar cantitatea. Și la final, pentru alimentele proteice, să aibă un număr mare de proteine, de proteine de calitate, și să fie scăzute în grăsimi și chiar carbohidrați. Începem să facem clasamentul și aici am împărțit alimentele pe categorii, deoarece o să meargă mult mai ușor, și începem cu fructele, unde avem 3 fructe destul de similare cu ele. Începem, avem afines, mures, meură, pe care o să le pun în A tier, deoarece au un raport foarte bun între cantitatea de fibre cu care vin cu cantitatea de zahăr, ceea ce o să-ți ofere mai multă sațietate, poți să mănânci mai multe din ele și nu o să-ți creeze atât de multe craving-uri pentru dulce. După care avem bananele, lebenița, portocalele, strugurii, pe care eu personal o să le pun în B tier, deoarece nu au un număr atât de ridicat de fibre și vin cu o cantitate mai mare de zahăr. Aici doar lebenița aș pun eu în A tier, deoarece îmi place foarte mult la gust și totuși nu are per 100 de grame atât de mulți carbohidrați ca bananele sau strugurii. Și aici mai avem fructe ca prunele sau fructele dezhidratate, care au puține fibre, sau fructele dezhidratate nu au atât de puține fibre, dar au un număr enorm de zahăr, de carbohidrat, și pe ele o să le pun în C tier. Nu sunt aici ca să demonizez zahărul, pentru că în anumite contexte, un om care nu este supraponderal, face sport, își controlează caloriile, zahărul nu o să-i facă nimic rău. Dar în contextul slăbirii, aceste fructe ultimele, cele din C tier, nu ți le-aș recomanda. Trecem la următoarea categorie de alimente, legumele, unde, vă zic sincer, majoritatea legumelor le-aș trece în S tier. Aici cele mai verzi au mai puține calorii, ceea ce înseamnă că o să poți să mănânci mai multe din ele, care o să se traducă în sațietate mai mare. Dar aici, printre legumele preferate pe care eu le-aș pune în S tier, îi rucola, spanacul, salata, ardei, castraveții, roșiile cherry, și la orice legumă te gândești tu, poți să pui aici. Mă repet, legumele sunt o unealtă foarte, foarte bună, pe care nu-mi place cuvântul trebuie, dar ți-aș recomanda, subliniat pe recomanda, să le folosești în procesul de slăbire, pentru că o să-ți ofere multă sațietate și vin și cu mulți. După care trecem la următoarea categorie, la leguminoase, unde avem fasole, năut, mazăre, pe care eu o să le trec în A tier, nu le trec în S tier, deoarece, deși ele vin cu un conținut ridicat de fibre per 100 de grame, de exemplu mazăre are 7 grame de fibre, năutul are 12-13 grame de fibre și linte are 12 grame de fibre per cană, ele vin și cu mai mulți carbohidrați și atunci nu le pot pune ca legumele în S tier, deoarece nu poți să mănânci atât de multe din ele, dar tot sunt bune, de aceea ele o să fie în A tier. Continuăm tot cu carbohidrați și aici o să avem carbohidrații din cerealele și cartofii. Cartofii m-aș duce undeva între A și S tier, dar cred că totuși o să aleg S tier, deoarece au un indice glicemic mic, îți oferă multă sațietate. După care trecem la orez, pe care o să-l pun în B tier. Aici sfatul clasic e ok, vrei mai multe fibre, alege orezul integral, dar nu-mi place deloc la gust. Pentru mine o să-l pun în B tier, îl mănânc atunci când slăbesc, atâta doar să știi că nu are atât de multe fibre,
Are carbohidrați mult mai mulți, per 100 de grame are între 70 și 80 de grame de carbohidrați și are un indice glicemic mai mare, adică după ce îl mănânci o să poți să ai un spike mai mare și să-ți urce zahărul în sânge, după care să-ți coboare mult mai mult în jos și să ai pofte mult mai mari pentru mâncare, să ai energie mai scăzută, atâta doar că când auzi de indicele glicemic al alimentelor, da, sunt alimente care au un indice glicemic mai mare, doar că tu nu mănânci acele alimente singure. Când o să le combini cu o sursă de proteine, cu niște legume, cu fibre, cu niște grăsimi sănătoase, nu o să mai ai spike-urile alea atât de mari. Deci, chiar dacă alimentul are un indice glicemic mare, nu-l mănânci singur. Bun, continuăm. Pastele, la fel, o să le punem în BTR, le văd la fel ca orezul, după care avem fulgii de ovăz, care sunt tot carbohidrați din cereale, ei au un conținut mai ridicat de fibre, pentru mine oferă, mie cel puțin îmi oferă o sațietate foarte mare, mai ales că pui și apă, se umflă și se gătesc foarte rapid, adică un 2 fac la microunde, aș alege între S și A tier, dar dacă am pus cartofii în A tier, nu pot să nu pun fulgii de ovăz aici, nu-s de S tier, dar la fel sunt bun pentru slăbit, o să-i punem în A tier, după care o să mergem la pâine, care aș compara-o destul de mult cu orezul și pâinea. Aș pune-o undeva între B și C tier, după care trecem la proteina animală, unde începem cu ouăle, care au per ou, așa să te gândești, ai undeva 6 grame de între 6 și 10 grame de proteină. Ele nu-s doar proteine simple, vin și cu grăsimi saturate din gălbenuș, doar că și gălbenușul și albușul au atât de mulți nutrienți încât, deși nu respectă să aibă o cantitate mare de proteină de calitate și să aibă mai puține grăsimi, nu pot să-l pun în, pentru cât de nutritiv îi, o să-l pun în S tier, deci ouăle merg în S tier. După care avem carnea de vită, care la fel, ai proteină animală, e proteină de calitate, e super bună la gust, are extrem de mulți nutrienți, este un pic mai scumpă, aici mă refer la steak, dar merge în S tier, să avem bani toți să mâncăm numai carne de vită, asta vă doresc. După care ne uităm la pieptul de pui, pe care o să-l pun în S tier, pentru că e mâncarea clasică pentru cineva care merge la sală, dar este atât de clasic deoarece vine cu număr ridicat de proteină per 100 de grame, nu este ridicat în grăsimi, calitate-preț are un raport bun, se face ușor, e bun la gust dacă știi cum să-l condimentezi, deci 100% merge în S tier, mănânc aproape în fiecare zi. După care mergem la cotletul de porc, care și el este o sursă proteică bună, dar o să-l pun în A tier deoarece comparativ cu pieptul de pui are mai multe grăsimi per 100 de grame. După care mergem la carnea de pește, care este în S tier deoarece are multe proteine, grăsimi scăzute, merge S tier. Continuăm cu carnea tocată de porc sau în general carnea mai grasă, care o să punem în S tier deoarece per 100 de grame de la grăsime, cu cât procentul de grăsime e mai ridicat, cu atât o să aibă mai multe calorii. Deci în C tier, după care continuăm cu lactatele, aici o să introduc și un supliment, whey-ul proteic, praful proteic, pudra proteică pe care eu îl văd mai mult ca un aliment, îl punem în S tier deoarece are multe proteine, e ușor de folosit, e bun la gust, proteina e de calitate din el, deci S tier. După care iaurtul stors, tot S tier, dar să fie 2-5% grăsime. Cottage cheese-ul, din nou S tier, deși au puțin carbohidrați, au un număr foarte ridicat de proteine și sunt calitative. De fapt, aici, la iaurt și la cottage cheese, între S și A tier m-aș duce, dar hai că deja avem destule alimente în S tier. Le punem totuși în A tier lactatele, pentru că și pe mine trebuie să fiu foarte atent să le caut pe cele fără lactoză, pentru că cele cu lactoză mă supără destul de tare la stomac, dar aici găsiți și iaurtul Zuzu, e stors, cel fără lactoză e super bun, dacă și pe voi vă supără, la fel este lapte de la Ladorna fără lactoză, care e super ok, deci nu le punem în S tier, o să rămână în A tier.
După care, ca produse din carne, dar astea nici nu știu dacă sunt din carne, gen cremvul, știi, nu vreau să dezinformez, dar cea mai auzit, cea mai văzut, este că din resturi de carne și oricum nu sunt ok ca și calorii și ca și macronutrienți, dar după ce am auzit asta, automat o să-l pun în F tier. Salamul îmi place la gust, dar la fel, merge în F tier, îmi pare rău pentru cei la care le place salamul. Continuăm cu proteina vegetală, unde o să iau doar soia, pentru că ea este în mare cea mai folosită, sau alte produse din proteină vegetală, tot din soia derivă, și o să o pun în B tier, deoarece, da, soia, și eu recent mi-am luat și mi-am gătit, per 100 de grame are 50 de grame de proteină, care e super, super bine, dar vine și cu carbohidrați și cu câteva grăsimi, dar, de exemplu, soia pe care mi-am luat-o eu are 20 de grame de carbohidrați per 100 de grame. Și acum, ok, nu e un capăt de lume că vine cu acești carbohidrați, dar proteina vegetală, din punct de vedere a profilului aminoacizilor, nu este o proteină completă. Și sfatul de regulă la vegan sau la cei care nu mănâncă carne, e ca să aibă tot profilul ăsta de aminoacid, e să combine proteinele vegetale. De exemplu, la o masă să combine orezul cu fasolea, dar automat aceste două proteine vegetale separat, sau fasolea cu lintea, au proteine, da? Dar au și carbohidrați. Și adunat, ai o masă cu mult mai mulți carbohidrați și cu mult mai multe calorii decât dacă ai mânca doar proteină animală, care ar veni cu și mai multe proteine și cu proteină de calitate și cu mai puține calorii. Deci n-am cum să pun nici în S tier, nici în A tier, îmi pare rău pentru vegani sau vegetarieni, merge în B tier, deoarece proteina animală rămâne still king în S tier. Acum, trecem la alimentele, ultima categorie de penultima de alimente, trecem la alimentele cu grăsimi sănătoase, unde avem untul de arahide, unde avem uleiul de măsline, chiar măslinele, avocado, care sunt foarte nutritive, au multe calități, e foarte important să mănânci grăsimi sănătoase pentru reglarea hormonilor, pentru multe funcții din corp. Nu sunt aici să le demonizez, dar efectiv pentru procesul de slăbire îs destul de rele. Sună ciudat rele, dacă tot timpul ai auzit la unt de arahide, la avocado, dar nu o să te ajute să mănânci atunci când slăbești atât de multe, de alea o să le pun în C tier. Gândește-te că per 100 de grame untul de arahide are 600 de calorii. Lejer iei 2-3 lingurințe mai mari și ai 50-60 de grame fără să-ți dai seama, și alea 300 de calorii și le-ai mâncat, nu te satură deloc. De 300 de calorii din proteină slabă și din legume poți să-ți faci o masă foarte mare și care să-ți ofere sațietate. Deci cu să te uiți atent la ceea ce zic și să pui în context. Aceste grăsimi sănătoase sunt foarte bune și ar trebui să facă parte din alimentația noastră, dar ai grijă cantitatea pe care o mănânci din ele atunci când slăbești, pentru că îți poate pune piedici și să crezi că îți iei un pumn de alune, că mănânci puține calorii și de fapt să sap mormântul singur în procesul de slăbire. Grijă mare la ele. După care avem de F tier, nu prea am zis acum, pentru că v-am zis și la început, nu-mi place să demonizez alimentele și nu-mi plac antrenorii sau nutriționiștii care le demonizează când văd pe internet, dar în procesul de slăbire, și aici intră, aici intră toate aceste alimente, sunt alimentele ultraprocesate, cele care per cantitatea de mâncare vin cu super, super multe calorii, au super multe grăsimi trans, sunt prăjite, alimentele cu mult zahăr, dar în de regulă KFC-ul, Mac-ul, pizza, burgerii, prăjiturile, deci toate astea sunt în F tier și nu ți-aș recomanda să le mănânci într-un proces de slăbire. Știu că mai este conceptul de cheat meal, în care țin de luni până vineri dietă, mănânc toate alimentele din S tier, din A tier, din B tier și după aia îmi las o masă sâmbătă sau două, dar multe persoane
își lasă sâmbătă aceste două mese și fără să-și dea seama mănâncă o pizza, mai bea un suc mai și distrug tot deficitul caloric pe care și l-au făcut în timpul săptămânii încercând să mănânce alimente care să-i ajute să slăbească și rămân, se învârt într-o roată, adică slăbesc puțin în timpul săptămânii, după care în weekend pun la loc. Deci evită aceste alimente atunci când încerci să slăbești și mă repet din nou, acest videoclip a fost făcut în contextul slăbirii, nu înseamnă că după ce o să slăbești nu mai poți să mănânci câte un Mac, câte un KFC sau să mergi sâmbătă, duminica la părinți, să mănânci niște prăjituri, să te bucuri de ele. Dacă 70-80% din mâncarea ta este formată din alimente din S, din A și din B tier, dar foarte, foarte atent când ești la slăbire. Dacă vrei să vezi multe alte lecții despre cum să slăbești și cum să te antrenezi, ai primul link din descriere unde o să te abonezi, dacă dai click, te abonezi la newsletterul meu și eu o să-ți trimit o lecție zilnic cu informație de calitate care o să-ți schimbe conceptele despre nutriție, fitness și cum să te antrenezi. Cineva în spatele camerei stă cu un pistol și îmi zice, mă imploră să dai click pe acest videoclip în care eu îți povestesc despre cum să mănânci sănătos atunci când ești pe buget.